Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi voi pregăti o prăjitură și anume prăjitura Tosca. Este o rețetă pe care de mult am vrut să o încerc, să văd cum este, dacă îmi place, dacă nu îmi place. Și acum am decis să o împărtășesc și cu voi. Este prima dată când o fac. Sper să ne iasă și să am ce să vă arăt. Pentru blatul de prăjitură Tosca avem nevoie de 5 albușuri, un praf de copt, puțină esență de vanilie, 50 de grame de făină, puțină sare, 100 de grame de zahăr și 75 de grame de semințe de mac. Într-un bol pun albușurile cu puțină sare și le bat spumă. Acum în spuma de albușuri adaug treptat zahărul și bat albușurile cu zahărul până când se formează o bezea. Amestec făina cu praful de copt. Peste bezea adaug o parte din semințele de mac și le încorporez cu mișcări largi. Adaug vanilia și o încorporez și pe ea. Adaug o altă parte de mac, iar într-o sită adaug făina amestecată cu praful de copt și o cern în compoziție. Amestec cu grijă, cu mișcări largi, de sus în jos, pentru a nu se desumfla albușurile. Adaug ultima parte de mac și ultima parte de făină. Blatul de bezea cu mac este gata. Acum îl pun într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și o să-l pun la cuptor, cuptorul preîncălzit la 180 de grade, pentru 25 de minute. Pentru crema de vanilie avem nevoie de 5 gălbenușuri, 50 de grame de amidon de porumb sau făină, 140 de grame de zahăr, 500 de ml de lapte fierbinte, un plic de zahăr vanilat și esență de vanilie. Mai avem nevoie și de 150 de grame de unt moale. Într-o cratiță am pus gălbenușurile și adaug treptat zahărul și amestec până când gălbenușurile se albesc. Într-o sită am pus amidonul și îl cern în compoziția de ouă. Adaug laptele cu grijă, amestec continuu cu un tel, pentru că în acest fel nu se vor forma cocoloașe. Adaug și zahărul vanilat, îl încorporez bine și pe el în cremă și pun crema pe foc până când va deveni ca o ciulama. Am luat crema de pe foc și acum adaug esența de vanilie, o amestec bine și o să las crema să se răcească la temperatura camerei. În bolul unui mixer am pus untul la temperatura camerei și îl bat pentru 5 minute. Adaug treptat crema de vanilie în crema de unt și o bat până când devine omogenă și spumoasă. Peste blatul de mac adaug crema de vanilie și o nivelez. Peste crema de vanilie, adaug un strat de biscuiți înmuiați în cafea. Pa!
Fac o glazură din 200 de grame de ciocolată amăruie și 200 de ml de frișcă lichidă. Am încălzit frișca și o torn peste ciocolată, o las 3 minute și cu ajutorul unui tel amestec foarte bine ciocolata cu frișca până când voi obține o cremă lucioasă. Torn glazura peste stratul de biscuit și o uniformizez. Am lăsat prăjitura la frigider peste noapte, acum o porționez și o să vedeți cât de bine arată. Prăjitura Tosca este o prăjitură delicioasă cu un blat fin de bezea cu mac și o cremă de vanilie foarte gustoasă, iar eu am preferat să fac o glazură de frișcă și ciocolată. Eu sper că v-a plăcut rețeta de astăzi și că o să o încercați și voi. Noi ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!